Pe 20 ianuarie, elevii din anii terminali de liceu vor simula proba digitală a examenului de bacalaureat. Liceenii vor trebui să demonstreze că știu să folosească internetul, dar și softurile pentru redactare și calcul instalate pe un computer. Cred că ne vom descurca. Nu am aflat ce subiecte, dar cred că din clasa a 10-a și a 11-a. Sper să fie o simulare bună, în sensul că sper să releve ceva fel la examen. La Colegiul Anghel Rugină, 30 de elevi vor simula proba digitală. Calculatoarele sunt pregătite. A fost ieri și astăzi o simulare fără elevi, doar cu persoana de contact, în vederea primirii subiectelor, în vederea aranjării calculatoarelor, postării pe calculator a ceea ce trebuie să găsească elevii mâine. Până în momentul de față, Inspectoratul Școlar Județean nu a întâmpinat probleme în organizarea examenului. S-au înscris toate cele 19 centre pentru a organiza simularea, iar elevii vor vedea în direct exact cum se desfășoară evaluarea pentru competențele digitale. Pentru a se evita eventualele incidente, fiecare inspector școlar răspunde de un centru, astfel încât examenul să se desfășoare în condiții optime.